Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi începem o nouă săptămână de Viața Bate Filmul. Așa că ne-am gândit noi să nu ne stresăm prea mult și să ne gândim la ceva ce ne place. Vorbim despre ceva de mâncat astăzi, care apare în diverse culori, dar sunt sigur că e foarte, foarte greu să rezistați. Se spune că îngrașă, dar în același timp și iartă greșelile. Cam despre ce ar fi vorba? Păi e vorba de un păcat de al nostru, așa dacă putem spune, ciocolata. Da, e greu, e tare greu să renunți să nu mănânci o bucățică de ciocolată, mai ales când o vezi și când te apucă pofta. Cui am făcut poftă de ciocolată, să ridice mâna sus. Da, știu că sunteți câțiva pe acolo care chiar v-am făcut poftă de ciocolată. Avem ciocolată albă, avem ciocolată neagră, avem ciocolată mai dulce, mai amăruie, avem ciocolată cu alune, ciocolată cu lapte, ciocolată cu zmeură, cu căpșuni. Dacă intrați într-un magazin, o să vă convingeți și voi câte sortimente de ciocolată există. Vrem să vedem vouă cât de mult vă place ciocolata. Se spune că și îngrașă. Cum rezistați? Ce faceți? Și dacă renunțăm la ciocolată, cu ce o înlocuim? Parcă e cam greu și parcă ciocolata aia dietetică nu prea are niciun gust. Vrem să vedem dacă vă place ciocolata de casă sau cea din comerț. Știți sigur când se făcea ciocolata de casă și încât se face că e preferata tuturor. O să degustăm, nu o să degustăm astăzi din păcate, dar poate o să o faceți voi după ce vedeți emisiunea. Place, dar pe dispusă la diabet. Ciocolata îmi place destul de mult. Da. Vă place, nu? Cea amăruie în special. Nu mănânc, dulce nu mănânc deloc. Păi albă, pe are mai puțină cacao. Eu prefer ciocolata și albă și maro, tiramisu. Ca fine ideea asta, care să faci? În general, mai duce. Când mă duc undeva la un copilaș, îi duc tare, dar acolo nu mănânc. La vârsta mea nu-i recomandat. Indiferent. Proaspătă să fie. Da, nu e mai bună aia făcută acasă? E sigur că e mai bună, dar mai necesită să ai produsele, să oboseala la o vârstă. Mai mult îmi place din comerț. De ce? Nu știu, are gustul mai bun și făceam pe vremuri și ciocolată de casă, dar acum mai puțin. Vedeți că toate prăjiturile se prepară, dar tot adevărul e că tot mai bune sunt cele preparate în casă. Mi se par cele preparate în laboratoare că seamănă, au un gust universal. Nu din comerț, în casă nu se mai face acum. Se mai face? Prea nu era mai bună? E mai bună, dar să știți că merge și asta acum. Prețul e tot același, dacă cauți să-l faci, să tot așa. Din casă e mai bun. Da. Și cu ce o putem înlocui? Păi, un pic de poftă, mai mult nu. Să te resi. Probabil, dar eu, sincer, mă cam ferez de dulci, dar în perioade când recuperez, știți? Dar mă ferez pentru că sunt la o anumită vârstă când trebuie să fiu atentă cu diabetul la limită. Dacă consumat mult cu fructe și legume. Astea sunt mai bune condimente care pentru sănătate. Care este? E bună, are zahăr. Eu, de exemplu, cafea o beau cu zahăr din treste de zahăr. Nu în toate cazurile. Mai duci și o floare, mai duci și o sticlă de sirop făcut de casă. Nu în toate cazurile, ciocolată. Depinde. Și de multe ori când merge pe la cineva, mai duce, nu? Că de mare ciocolată, Da, este un mod de a băga în seamă pe persoana care avem de a rezolva o problemă sau o vizităm, că o simpatizăm, că o respectăm, că o recompensăm. Asta e un cadou așa favorabil, adică să-l dai la cineva, că nu știu ce, dar ca mulțumire. La copii, nu, la e mare, nu iartă niciodată. Ciocolata de plăcut ne place tuturor, dar ați văzut și voi, unii nu prea au voie să o mănânce sau unii își fac griji din cauza kilogramelor pe care le aduce ciocolata. Când te gândești că o bucățică din aia mică de dulceață întruchipată ți-ar aduce kilograme în plus,
parcă nici nu mai știi ce să faci, ești dezorientat. Dar având în vedere că astăzi este Ziua Internațională a Ciocolatei, ar trebui să o degustați și voi. Fie că vă place cea albă, fie că vă place cea neagră sau unul din multele sortimente pe care le găsiți prin magazine, un pătrățel din ăla de ciocolată, sigur, nu o să vă facă rău. Așa că degustați-l. Și în timpul ăsta poate ne trimiteți și o idee de emisiune. Unde? Păi prin SMS la 0744-238-830. Dacă vă place ciocolata și aveți mai multă și n-aveți ce face, ne vizitați site-ul în timpul ăsta, pentru că ne găsiți pe www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Transpavaj și Transtermo. Angajații noștri sunt complet devotați perfecționării produselor. Vă oferim o gamă variată de modele de pavele vibropresate, precum și termopane certificate cu sticlă tratată Low E cu până la 6 camere. Transpavaj și Transtermo, cu experiență de peste 17 ani, vă stau la dispoziție. Vă așteptăm în showroom-ul nostru din Bulevardul George Enescu, zona mobilă. Telefon 0745-644-375. Aș vrea, vă rog, gresia aceasta. Și parchetul. Wow, ce o să se bucure soția mea de faianță când o să vadă și șemineul. Erica Ceramiche, casa de vis. O bucurie nu vine niciodată singură. Erica Ceramiche, gresie, faianță, obiecte sanitare, accesorii de baie, parchet și termoșemineie. În Suceava, Burdujeni, strada Gheorghe Doja sau pe ericaceramiche.ro. Erica Ceramiche, casa de vis. Nimeni ca tine, nimeni ca noi.